faci parte într-o companie de dezvoltare, în calitate de operator, introduci datele. Adică noi lucrăm cu documentele, noi primim documentele. Documentele cui? Nu pot spune, e confidențial. Dar de câți ani ești în acest domeniu? Din 2015. Să câștigă bine? Nu prea, dar e... Dar care ar fi salariul tău, așa că zici că e prea? E absolut fantastic. Cred că 20 de mii de lei. Ai spus că îți place maestria actoricească și boxul. Da. Îți plac călătoriile și ai vrea foarte mult să sari o dată măcar cu parașuta. Da, milă, milă, simpatișnă, dievușcă. Noi am făcut același tatuaj în trei. Când o să aveți toate 60 de ani, vă rătați urechile, să vedeți dacă s-a păstrat tatuajul. Noi am făcut în locuri diferite. Eu după ureche, o fată, mână, altă, pe deci. Toate fulger? Da. Voi sunteți fani, voi sunteți fani a lui Harry Potter? Nu. Da, dar și-a dorit o baghetă fermecată, pentru că, fetele, toate fetele vor o baghetă fermecată. Încoace. Aha. Aha, mi-interes. Marco, din prima clipă bătaie ei de la femeie. Da. Îți trebuie ție moldoveancă, mai gândește-te. Da. Svetozar, bună seara și ne bucurăm că ești în cadrul acestei emisiuni. Скажи-mi, пожалуйста, это твое настоящее имя или это псевдоним? Псевдоним. Почему ты выбрал именно это? Этот псевдоним. Я просто скрываюсь от ЦРУ. А если серьезно? Да. ЦРУ от него.